dumneavoastră în raport cu cele 20 de puncte. Vă rog, doamna Păgăruși. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, stimați membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, domnule procuror general, domnule ministru al Justiției, am să prezint astăzi punctul de vedere cu privire la propunerea care a fost formulată și care se bazează pe 20 de puncte susținute de ministrul Justiției în documentul care a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii și pe care eu l-am primit și am avut timp să-mi pregătesc dovezi pentru a arăta că aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite niciun fel, netemeinice, iar unele dintre ele sunt doar simple susțineri care nu se confirmă cu nimic din realitate. Pentru unele din afirmații care sunt extrem de grave din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de probă, sens în care acest punct de vedere pe care îl voi prezenta l-am întocmit și înscris. Având în vedere că la propunerea pe care domnul ministru al Justiției a înaintat-o a motivat, printre altele, că se bazează și pe raportul de control întocmit de Inspecția Judiciară cu privire la controlul derulat în cursul anului 2017 la Direcția Națională Anticorupție, acel control a vizat activitatea managerială a procurorului șef DNA și a celorlalți membri din echipa de conducere pe perioada 2016, semestrul 1-2017. Chiar dacă astăzi și în materialul scris, domnul ministru a precizat că perioada de evaluare este doar februarie 2017, februarie 2018, eu am depus și am pregătit un material privind activitatea de management desfășurată și pe anul 2016, semestrul 1-2017, material care de altfel a fost predat Inspecției Judiciare și la care sunt convinsă domnul ministru a avut acces, însă nu am găsit niciuna din susținerile mele în argumentele pe care dumneavoastră le-a prezentat. Ca atare, domnule vicepreședinte, vă rog să-mi permiteți că în momentul în care se termină această activitate, am pregătit câte un exemplar pentru fiecare din membrii Consiliului Superior al Magistraturii și un exemplar domnului ministru cu privire la fiecare din punctele pe care dumnealui le-a invocat. Ca și chestiune prealabilă, plecând și de la datele statistice din anul 2016, aș vrea să spun că de la preluarea mandatului de procuror șef, din punct de vedere statistic și din punct de vedere al indicatorilor de calitate, Direcția Națională Anticorupție a înregistrat cele mai bune rezultate de la înființarea instituției și ele sunt ilustrate și prezentate în primele pagini ale propunerilor. Am să trec direct la analiza motivelor invocate în propunerea de revocare. La punctul 1, motivarea vizează un comportament reprezentând încălcarea sistematică a Constituției. La o simplă accesare a site-ului Curții Constituționale, la secțiunea decizii de admitere, o să observăm că sunt 50 de decizii de admitere a excepțiilor referitoare la diferite dispoziții legale, inclusiv conflictele de competență. 50 într-un an. Este de remarcat că în nicio situație, este pe site-ul Curții Constituționale, o să regăsiți la pagina 4 din raportul scris. Rețineți, 50 admise într-un an. Da, 50 admise într-un an. Bine, bine primit eu. În astfel de situații nu a existat niciodată o cerere de sancționare sau de schimbare în funcție a persoanelor care au condus acele instituții sau a celor care conduc autoritatea legislativă care a adoptat acele documente. Așa cum se prezintă și în raportul care mi-a fost transmis, s-au constatat 13 astfel de conflicte de constituționalitate. Dar nu este nimic unic în asta. Acest lucru ne dovedește lipsa de previzibilitate a legislației și acest lucru ne dovedește că există uneori interpretări diferite privind dispozițiile constituționale, iar dacă astfel de situații n-ar exista, atunci nici Curtea Constituțională nu și-ar avea rostul existenței. Pentru acest lucru este înființată Curtea Constituțională să reglementeze, să decidă asupra acestor situații, după care toți cei care sunt implicați într-un astfel de conflict sau toți cei care trebuie să aplicăm legea trebuie să respectăm totalitate deciziile Curții Constituționale. Ce este însă interesant la acest motiv este că prin
Raportul scris ministrul justiției aplică retroactiv efectele unei decizii ale Curții Constituționale. Practic, reproșează unui magistrat că nu a prevăzut că va urma o astfel de decizie. Ni se reproșează comportamentul anterior avut, anterior pronunțării unei decizii a Curții Constituționale, ca și când eu trebuiau să știu că o să fie declarat un conflict de natură constituțională, că el va fi admis și va fi motivat într-un anumit fel. În ceea ce privește punctul 2, decizia 68 din 2017 a Curții Constituționale, Direcția Națională Anticorupție și-a arogat o competență pe care nu o posedă. Este vorba despre admiterea unui conflict de constituționalitate care a fost declanșat urmarea faptului că pe rolul Direcției Naționale Anticorupție s-a înregistrat o plângere depusă potrivit legii și care îndeplinea condițiile prevăzute de lege, plângere pe care cei din DNA au înregistrat-o și au început o anchetă. Aș vrea să arăt că și în acest caz ministrul justiției îmi reproșează că la momentul la care acea plângere penală a fost formulată, eu nu m-am gândit la momentul registrării în DNA că e posibil să intru în conflict cu o altă instituție a statului, e posibil ca acea situație să fie dedusă judecății Curții Constituționale și e posibil ca acea situație să fie constatată de Curtea Constituțională ca fiind un conflict între instituții. Dar aș vrea să precizez cu privire la această înregistrare, că am respectat atât dispozițiile legale, am respectat atât dispozițiile anterioare ale Curții Constituționale, am respectat atât jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și totodată am respectat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În primul rând avem articolul 288, cod procedură penală, care prevede în ce condiții se poate înregistra o plângere penală. Avem decizia și jurisprudența constantă a Curții Constituționale, pe care am indicat-o la pagina 7 din raport, dar este relevantă decizia 236 din 2016, în care Curtea Constituțională spun că organele care, de urmărire penală care sunt sesizate cu privire la săvârșirea unei fapte penale, citez, trebuie să facă o minimă verificare a susținerilor. Deci nu poți să înregistrezi o plângere penală și a doua zi să o închizi. Exact ceea ce s-a întâmplat și care viza modul în care a fost înregistrat dosarul despre care se face vorbire în această decizie. De asemenea, respecta jurisprudența Înaltei Curți de Casație și a Curții Europene a Drepturilor Omului. O să găsiți în pagina 7 și 8 a raportului exact deciziile despre care fac vorbire. Am ajuns la punctul 3, invocat de domnul ministru, care se referă la decizia 611 a Curții Constituționale. Motivul pentru care mi se impune, în opinia domnului ministru, revocarea din funcție este aceea că nu am dat curs celor trei invitați de a mă prezenta în fața unei comisii speciale de anchetă. Și urmare a acestor trei invitații pe care eu le-am refuzat, Curtea Constituțională a decis că există un conflict de natură constituțională. Aș vrea să vă spun că am răspuns la toate solicitările care mi-au fost adresate din partea acestei comisii speciale. Am răspuns în scris și cât de repede am primit solicitările. Nu m-am prezentat la această comisie și am răspuns în scris că nu dețin date și informații sau documente care să aibă legătură cu obiectul de activitate al acestei comisii. Pentru cele trei invitații care mi-au fost adresate și nu m-am prezentat, s-a făcut o verificare din partea Inspecției Judiciare, iar prin rezoluția din 25 septembrie 2017 s-a decis clasarea, constatându-se că nu am încălcat nicio abatere disciplinară, iar în motivare se precizează, citez, faptul că răspunsul formulat nu a corespuns așteptărilor și nu a fost lămuritor pentru comisia de anchetă, nu este o condiție sine qua non care ar putea contura în sarcina procurorului șef al direcției o eventuală încălcare a prevederilor legale și constituționale. Ca atare și în acest caz, nu se pot aplica retroactiv efectele unei decizii a Curții Constituționale și să se reproșeze unui magistrat că nu a prevăzut că o astfel de decizie va fi pronunțată, va fi motivată într-un anumit fel, în așa fel încât magistratul să-și adapteze comportamentul înainte de a ști conținutul acelei decizii. Ce ne facem cu magistrații care zilnic aplicăm dispoziții din codul penal, codul de procedură penală și vedem multe soluții în care Curtea Constituțională decide că acele
articol sau că anumite articole din codul de procedură penală sau din codul penal sunt neconstituționale. O să sancționăm toți magistrații care au aplicat acele dispoziții, că nu au prevăzut la momentul în care au aplicat acel articol din codul penal sau din codul de procedură penală, nu a prevăzut că va urma o decizie a Curții Constituționale. Punctul 4. Decizia 757 din 2017 a Curții Constituționale. Motivul pentru care se cere revocare este acela că DNA nu are competența de a începe urmărirea penală în privința oportunității emiterii actelor administrative individuale. Este o decizie a Curții Constituționale care a constatat că nu există un conflict de natură constituțională între DNA și Guvernul României. Motivarea Curții Constituționale este extrem de relevantă și spune că decizia de a începe urmărirea penală in personam este o competență exclusivă a organului de urmărire penală ce nu poate fi controlată de o altă autoritate. Cu privire la declarațiile pe care Ministrul Justiției le-a făcut referitor la acest dosar, care este cunoscut publicului, în data de 26 septembrie am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și am considerat că prin declarațiile pe care Ministrul Justiției le-a făcut, a fost în măsură să afecteze independența sistemului judiciar și am cerut Consiliul Superior al Magistraturii să constate, să verifice dacă acest lucru este real. Consiliul Superior al Magistraturii a decis că tocmai Ministrul Justiției este cel care și-a depășit competența prin declarațiile pe care le-a formulat. Este vorba de hotărârea 1472. Cu ce vot a decis? Este vorba de hotărârea 1472 din 2017. Și ca să vă răspund, domnule ministru, chiar mă bucur că îmi puneți întrebări. Până acum nu ați dorit să cunoașteți punctul meu de vedere. Mă bucur că doriți să lămurim orice chestiune care apare în această discuție. Nici deciziile Curții Constituționale, baza cărora dumneavoastră îmi cereți revocarea, nu au fost luate cu unanimitate, ci cu majoritate. Ca atare, nici o decizie prin care se stabilește că dumneavoastră ați încălcat competențele, nu contează că este luată cu majoritate sau unanimitate, votul în Consiliul Superior al Magistraturii este secret. Nu vă mai întrerup, dar vă răspund. Haideți să încercăm să discutați cu... Eu vă răspund la toate întrebările. Secție. Votul în Consiliul Superior al Magistraturii este secret, nu am făcut parte din membrii care au deliberat această soluție. Punctul 5. Ministrul Justiției a motivat că se impune revocarea din funcție, deoarece s-a acreditat printr-un comunicat de presă emis de Direcția Națională Anticorupție într-un anumit dosar, s-a făcut trimitere la aspecte de oportunitate a elaborării unor hotărâri de guvern. Aș vrea să spun că acest comunicat de presă, care a fost postat pe site-ul instituției la data de 22 septembrie 2017, a vizat o cauză în care au fost anunțat anumite măsuri prin care anumite persoane s-a dus la cunoștință faptul că sunt suspecți în cauză și s-a cerut parchetul Procurorului General sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea unei cereri de efectuare a urmăririi penale în cazul unui fost ministru. Acest comunicat de presă a fost emis cu respectarea în totalitate a dispozițiilor legale naționale și comunitare în materia comunicării publice, iar comunicatul de presă conține foarte pe scurt, pe un ton neutru, starea de fapt și aspecte care vizează elementele pe care procurorii le investighează în acest dosar. O descriere a situației, de fapt, într-un comunicat, nu poate constitui o exercitare a conducerii instituției cu încălcarea limitelor de competență, așa cum susține Ministrul Justiției. Aș vrea să spun că trec la punctul 6. Lipsa de asumare a unei încălcări a dispozițiilor constituționale și legale. Și domnul ministru, nu știu cum a verificat această informație, susține că acel comunicat de presă a fost retras de pe site-ul instituției. Am făcut o captură chiar în dimineața acesta. Acest comunicat nu a fost retras niciodată. Este o susținere neadevărată.
Nu a existat niciun fel de justificare în spațiu public, a fost retras pentru că a fost o simplă opinie. Acest comunicat de presă a rămas pe site-ul instituției, este în continuare pe site-ul instituției și oricând poate fi verificat acest aspect. Deci este un motiv nereal invocat în cererea prin care se propune revocarea din funcția de procuror șef. La punctul 7, ministrul justiției motivează că au existat 3 conflicte de natură constituțională care demonstrează refuzul cooperării loiale de către procurorul șef cu celelalte instituții. Nu am să revin la motivele pe care deja le-am prezentat, însă este foarte interesantă această argumentare în care se invocă un aviz al Comisiei de la Veneția, pronunțat în anul 2012, aviz care vizează acțiunile Guvernului României cu privire la alte instituții ale statului. Ca atare, mențiunile din aviz nu au nicio legătură cu activitatea DNA, nu au nicio legătură cu acțiunile procurorului șef DNA, ci acest aviz are legătură cu anumite acțiuni derulate de guvern în cursul anului 2012. La punctul 8 se motivează că în raportul Direcției de Inspecție Judiciară pentru Procuror privind controlul derulat în cursul anului trecut la Direcția Națională Anticorupție s-au reținut 3 elemente. Anume, primul, că sunt indicii că am obstrucționat activitatea de control, apoi că prin hotărârea secției de procurori s-au constatat deficiențe la nivelul managementului instituției și un comportament autoritar către discreționar. Am să le iau pe rând. În primul rând, motivele și argumentele invocate în această propunere și în raportul care însoțește propunerea se bazează pe forma raportului emis de Inspecția Judiciară în luna septembrie, de fapt, este descrisă pe linkul la care Ministrul Justiției face trimitere. Aș vrea să spun că acel raport nu a fost aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii Secția de Procurori în forma care a fost redactată, urmare a obiecțiunilor făcute de către o parte a membrii echipei de control, de către Direcția Națională Anticorupție, forma acestui raport a fost modificată, doar o parte dintre observațiile reținute de Inspecția Judiciară au fost însușite prin hotărârea 686 din 31 octombrie 2017. Astfel, dacă vrem să ne raportăm la acest control, trebuie să avem în vedere ceea ce a decis conform legii Secția pentru Procuror și nu la un act care nu are niciun fel de valoare juridică până el nu este aprobat de Secția de Procuror a Consiliului Superior al Magistraturii. Cu privire la presupunerea că aș fi obstrucționat activitatea de inspecție, se face trimitere la 2 file din raport. Prima dintre ele se sugerează în mod nereal de către Ministrul Justiției, preluând aceste afirmații neverificate niciun fel, că am fi obstrucționat o activitate de control. V-am depus în anexa numărul 5 o listă scrisă personal de mână de inspectorul care a efectuat acea verificare și care a bifat în dreptul fiecărui dosar faptul că acele dosare au fost verificate. Acest lucru l-am susținut și când s-a discutat în Consiliul Superior al Magistraturii această chestiune. În ceea ce privește așa zisă obstrucționarea activității de control pe care Ministrul Justiției o reține ca fiind consemnată la pagina 160 din raport, aș vrea să vă spun că acest lucru a fost verificat și prin rezoluția Inspecției Judiciare din 20 decembrie 2017 s-a clasat sesizarea din oficiu, citez, întrucât nu s-a comis niciun act de obstrucționare a controlului. Ca atare, și acesta este un motiv invocat, nedovedit și nesusținut. Am depus în anexa numărul 6 copia acestei rezoluții pentru a dovedi că, de fapt, această susținere este una nereală. În ceea ce privește comportamentul autoritar către discreționar, apreciez că este o susținere total subiectivă, nu știu ce criterii a avut domnul ministru al Justiției când a făcut această afirmație. Probabil că au fost criterii subiective și nu obiective. Face referire la modul în care am acționat în calitate de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și am decis echipele
am decis comisiile de interviu pentru procurorii care s-au prezentat la DNA în vederea recrutării. Menționez că aceste comisii au fost constituite conform legii. Mi se reține că aș fi desemnat într-una dintre comisii un consilier al procurorului șef care are calitate și de judecător. Și am arătat că nu, acest membru al comisiei de interviuri a fost în calitate de formator al INM. În rest, am respectat în totalitate dispozițiile legii privind modul în care s-a constituit această comisie. Mai mult, cu privire la desemnarea unui consilier care are calitate de judecător într-o comisie de inventariere a unor dosare, o situație similară, Inspecția Judiciară a efectuat o verificare și prin rezoluția din 15.11.2017 s-a constatat că nu s-a încălcat nicio dispoziție legală. La punctul 9 se propune revocarea din funcția de procuror șef, din nou un motiv care nu este dovedit în niciun fel, implicarea în anchetele altor procurori, anchete realizate cu încălcarea competențelor constituționale. Așa cum rezultă din raportul de sus, depus de Ministrul Justiției, această apreciere se face pe baza unor declarații pe care le-a luat din spațiul public, și anume că mi-am asumat un anumit dosar. Așa cum am explicat în interviurile la care se face trimitere, mi-am asumat acest dosar în sensul că mi l-am asumat exact ca în virtutea legii, și anume exercitându-mi atribuțiile de procuror șef al DNA, care prevăd că verific legalitatea soluțiilor emise de procurori. Cu privire la acest dosar, am verificat legalitatea soluției emisă de procuror și în acest sens mi-am asumat decizia care a fost luată, pentru că eu am verificat din punct de vedere al legalității. Cu privire la eventuale încălcări privind normele de competență în acest dosar, din nou s-a făcut o verificare din partea Inspecției Judiciare și în data de 6 iunie s-a dispus clasarea față de procurorul șef al DNA cu privire la această situație. Iată că și acest motiv este nedovedit și este netemeinic. Un alt motiv care nu este dovedit și nu este susținut în realitate este cel prevăzut la punctul 10. Prioritizarea soluționării dosarelor cu impact mediatic, atitudini nedemne. Ministrul Justiției preia în motivare anumite aspecte care probabil le cunoaște din spațiul public sau dintr-un raport care este în realitate, de fapt, o rezoluție de începere a acțiunii disciplinare și care susține că a fost comunicată data de 9 ianuarie de Ministrul al Justiției. La o simplă lecturare a documentului întocmit de Inspecția Judiciară, se poate constata că nu am folosit niciodată cuvântul decapat. Acest lucru rezultă din audierile care au fost făcute, respectiv audierile tuturor procurorilor care au participat la ședință. De asemenea, rezultă din aceste declarații că niciodată nu am prioritizat dosarele după calitatea unor persoane, nu am combătut efectele negative ale unei decizii ale Curții Constituționale, așa cum s-a susținut. Documentul care este afișat inclusiv pe site-ul Ministerului Justiției, și mă refer la acțiunea de exercitare, la acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară, la filele 33 și 34, sunt descrise concluziile scrise ale expertizei tehnice, din care rezultă foarte clar că înregistrările care au apărut în spațiu public nu sunt originale, nu sunt autentice și au suferit cel puțin o modificare. De asemenea, se reține că au fost identificate elemente caracteristice de editare. Iată că pentru mine cel puțin este inexplicabil modul în care Ministrul Justiției a eliminat concluziile unei probe științifice, dar reține anumite afirmații pe care eu nu le-am făcut niciodată, ca fiind imputabile și pe baza cărora își motivează această propunere de revocare.
Dacă vorbim de prioritizarea dosarelor, am explicat de mai multe ori în spațiu public și am explicat și în acest material. Primul criteriu este vechimea dosarelor, data la care ele se înregistrează, data prescripției faptelor, ca să revin la acest punct cu prescripția. Acesta este motivul pentru care atât prin măsurile interne dispuse, dar și prin inspecția judiciară se efectuează periodic controle pe dosarele mai vechi de un an. Există și un ordin al Procurorului General prin care se verifică dosare mai vechi de un an, de 2 ani sau chiar de 5 ani de la înregistrare. Acesta este primul criteriu obiectiv. Apoi, măsurile preventive care sunt dispuse în cauză sau modul în care se administrează probele în cursul urmăririi penale, pentru că durata unui investigații poate fi influențată de administrarea anumitor probe, dacă ne referim la rapoarte de constatare tehnico-științifică, expertize sau cereri de asistență judiciară internațională. Iată că nu există nicio dovadă care să susțină acest punct cu numărul 10, invocat în propunerea de revocare. La punctul 11, domnul ministru a motivat că în cadrul unor evenimente publice am contestat actele și autorității Curții Constituționale. Niciodată în intervențiile publice și nici în cadrul ședințelor din interiorul Direcției Naționale Anticorupție nu am contestat autoritatea Curții Constituționale, nu am criticat, nu am emis niciun fel de judecată de valoare, nici critică, nici laudativă cu privire la anumite decizii. În schimb, ca și conducător al instituției, a trebuit să evaluez de fiecare dată impactul pe care anumite decizii ale Curții Constituționale sau impactul pe care anumite modificări legislative le are în activitatea noastră pentru alocarea resurselor. Spre exemplu, există acea decizie a Curții Constituționale privind modul în care se realizează interceptările și ceea ce a determinat o reacție instituțională în sensul de a realoca resurse și de a face câteva modificări interne pentru a fi în măsură să respectăm în totalitate aceste decizii. În motivarea acestui punct 11 se face trimitere la la o prezentare pe care am avut-o în cadrul Forumului România-Moldova și în care am prezentat o situație referitoare la abuzul în serviciu. Cu acea ocazie am prezentat date statistice și tipologii de comitere a faptelor de abuz în serviciu identificate în dosarele DNA. Așa cum am menționat și atunci, menționez și acum, nu am criticat Curtea Constituțională, ci am prezentat efectele pe care decizia Curții Constituționale le-a avut, unul din efecte fiind acela că în anumite dosare procurorii au dispus clasări și anumite sume de bani nu mai pot fi recuperate pentru că nu se mai poate reține răspunderea penală. Faptul că în cadrul unor dezbateri profesionale mi-am exprimat punctul de vedere nu cred că poate constitui un motiv de revocare. Pentru acestea sunt făcute seminariile, pentru acestea există sesiuni de pregătire profesională să discutăm impactul anumitor decizii ale Curții Constituționale, să dezbatem impactul anumitor dispoziții legale sau propuneri de modificare a dispozițiilor legale. Dar aș vrea să reamintesc că însuși Ministrul Justiției a demarat o dezbatere publică privind redefinirea abuzului în serviciu. Și exact acest lucru am spus în prezentarea mea și citez. Pe lângă concluziile acestui studiu pe decizii definitive ale instanțelor de judecată, doresc să vă prezint și câteva opinii legate de legislație, mai ales în contextul în care există acum o largă dezbatere în societate despre abuzul în serviciu. Faptul că există o dezbatere pe redefinirea unei infracțiuni care este în investigare sau a cărei competențe de investigare revine și Direcției Naționale Anticorupție, nu înseamnă că nu ne putem exprima puncte de vedere. Aș vrea totuși să, la acest punct, să invoc și hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Până la urmă, gestionarul activității sistemului de justiție este Consiliul Superior al Magistraturii și hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt obligatorii pentru toți magistrații. Și atunci când vorbim de activitate managerială, cu atât mai mult. Există hotărârea 1265 din 24 noiembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii în care s-a stabilit structura recomandată pentru rapoartele de bilanț ale instanțelor și parchetelor pentru anul 2016. Capitolul 2 prevede
principale modificări legislative cu impact asupra activității parchetului, prin însăși hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci când întocmim rapoarte de activitate, suntem obligați să evaluăm impactul pe care le au modificările legislative și implicit deciziile Curții Constituționale, pentru că acestea modifică legile pe care noi le aplicăm în activitate. La punctul 12. Ministrul Justiției a motivat, din punctul meu de vedere neîntemniat, contestarea autorității și actelor Parlamentului, pentru că în anumite interviuri în presa națională și internațională am criticat modificările legislative care sunt discutate în Parlament. În toate aceste interviuri am respectat în totalitate dispozițiile legale, dar și codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Niciodată nu am contestat autoritatea Parlamentului, dimpotrivă, am spus și citez, noi suntem procurori, noi nu facem legea, noi doar aplicăm legea, dar obligația noastră este că atunci când identificăm riscuri sau vulnerabilități, să le sesizăm, să le aducem la cunoștința celor care iau decizii când vorbim despre procesul legislativ. Cu privire la propunerile de modificări legislative, am avut mai multe reacții în cursul anului 2017, atât instituțional și să regăsesc comunicatele de presă pe site-ul instituției, cât și în interviurile pe care le-am acordat jurnaliștilor. În ceea ce privește modificările, o anumită expresie, ministrul Justiției a motivat la acest punct că am făcut o afirmație prin care am spus că modificările legislative privind codul penal, sunt un pretext pentru a elimina capacitatea organelor de urmărire penală de a descoperi și a dovedi aceste infracțiuni. Da, am spus acest lucru, am spus chiar și în comunicatul de presă care a fost afișat pe site-ul instituției și cred în continuare că acele modificări care sunt de natură a limita capacitatea procurorilor de a efectua investigații și modul în care au fost puse în dezbatere la acel moment, faptul că s-a făcut trimitere la transpunerea unei directive europene, analizând propunerile care au fost făcute, cred în continuare și îmi susțin acest punct de vedere chiar și acum. Însă, exprimarea unor opinii cu privire la proiecte de lege aflate în dezbatere publică nu este interzisă procurorilor. Nu există nicio dispoziție legală care să interzică unui procuror sau judecător să-și exprime un punct de vedere pe anumite modificări legislative sau pe anumite interpretări ale legislației. Dacă ar fi așa și am accepta acest lucru, probabil că ar trebui să desfințăm toate revistele de drept, pentru că și în revistele de drept se scriu articole prin care magistrații, juriștii sau avocații își exprimă punctul de vedere cu privire la anumite modificări sau cu privire la modul în care trebuie să interpretate anumite dispoziții legale. Tot în aceeași notă netemeinică, la punctul 13, ministrul Justiției a invocat două argumente, și anume că am adresat critici vehemente cu privire la propunerea legislativă de înființare a unei secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție, iar ulterior Curtea Constituțională a dovedit că aceste dispoziții sunt constituționale. Și apoi, la litera B, am făcut afirmații de o gravitate fără precedent care au afectat iremediabil imaginea României. Cu privire la primul punct, referitor la opiniile pe care le-am exprimat vizând înființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, această opinie pe care am exprimat-o și public se regăsește și într-un comunicat de presă, care a fost emis de instituție după consultarea tuturor procurorilor. Această opinie a fost argumentată atât în comunicatul de presă cât și în interviurile pe care le-am dat. Prin hotărârea 1148 din 9 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a exprimat aceeași opinie și mai sunt și alți mii de procurori și judecători care au exprimat o opinie critică cu privire la înființarea acestei secții. Faptul că în urma deliberărilor Curtea Constituțională a stabilit că aceste dispoziții sunt constituționale, asta nu înseamnă că ele sunt și utile și că sunt și necesare și că sunt pentru reformarea sistemului de justiție. Faptul că în urma deliberărilor Curtea Constituțională a stabilit că modul în care s-au prevăzut în acest proiect dispozițiile legale pentru înființarea unei astfel de secții sunt constituționale, nu înseamnă că automat sau că este obligatoriu ca aceste dispoziții legale să și intre în vigoare în această formă.
Cu privire la afirmațiile de o gravitate fără precedent, nu știu care sunt acelea. Nu știu cum a măsurat domnul ministru cât de grav sau cât de puțin grav am afectat imaginea României. Probabil sunt niște criterii obiective, probabil s-au făcut niște măsurători, nu le pot comenta că nu le-am văzut. Dar faptul că dumnealui a trebuit să ofere explicații la întâlnirile cu parteneri externi, cu Parlamentul European sau cu alți oficiali, nu văd care este legătura între interviurile pe care eu le-am dat și faptul că anumiți oficiali au pornit anumite discuții despre modificările legislative. S-a dovedit că există o legătură? Nu știu. În condițiile în care mii de judecători și procurori și-au exprimat opinii critice cu privire la aceste proiecte de lege, în condițiile în care atât DNA, atât parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție, dar mai ales Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ și a criticat anumite propuneri de modificări legislative, este absolut subiectiv să susții că oficialii europeni sau cei nou ambasadori care s-au prezentat toți într-o zi la Ministerul Justiției au făcut acest lucru pentru că procurorul șef ADNA a criticat anumite dispoziții din lege. Apoi s-a motivat că expresia asistăm la un festival disperat al inculpaților pe care eu am susținut-o în cadrul conferinței de presă din 14 februarie a dus la afectarea în mod grav și iremediabil a imaginii României, pentru că s-a creat impresia că România este o țară coruptă. Cred în continuare acest lucru și cred că această afirmație a fost scoasă din context. Contextul în care m-am exprimat este foarte clar. Mă refeream la cele situații în care inculpați trimiși în judecată, inculpați condamnat, atacă în mod constant DNA, atacă în mod constant procurorii din DNA, atacă judecătorii care judecă dosarele și da, este un festival disperat al inculpaților care, în mod nejustificat, atacă justiția. Și am să susțin în continuare acest lucru. Faptul că am exprimat această opinie, care se bazează pe o realitate, pe care zilnic o vedem cu toții, vedem inculpați, condamnați în studiouri de televiziune, ținându-le lecții de moralitate, da, este opinia mea și mi-o susțin. Însă, în ceea ce privește afectarea imaginii României, haideți să ne uităm la evaluări obiective, care ne arată că prin ceea ce DNA a făcut în ultimii ani, de fapt, am crescut și am îmbunătățit imaginea României. Pentru că prin ceea ce a făcut DNA s-a dovedit că în România lupta cu corupția este eficientă. Și mă refer aici la rapoartele de progrese făcute de către experții Comisiei Europene și le-am enumerat. Raportul Greco din runda 4-a de evaluare, din nou l-am enumerat și l-aveți în format scris, dar mai ales raportul anticorupție al Uniunii Europene, care a amintit Direcția Națională Anticorupție ca fiind unul din cele 5 exemple de bune practici la nivelul întregii Uniuni. Toate aceste rapoarte internaționale făcute de instituții europene prestigioase sau, cum este Greco, de instituție a cărei competență în domeniul și expertiză în domeniul anticorupției nu poate fi contestată, de fapt au îmbunătățit imaginea României și nici de cum nu au afectat-o în sensul în care domnul ministru, într-un mod subiectiv, l-a prezentat la punctul 13. La punctul 14 mi se reține că aș fi făcut afirmații asupra unor propuneri de modificări legislative prin care am dispus altor instituții conduita de urmat. Este adevărat că am criticat propunerile de modificare a legilor justiției încă de la proiectul din vară, atunci când în proiectul prezentat inițial de Ministrul Justiției în luna august se propunea trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministrului Justiției. Acesta este contextul în care am spus că se încearcă o extindere a competențelor Ministrului Justiției asupra activității procurorilor, ceea ce este adevărat din punctul meu de vedere. Faptul că am criticat un proiect de lege care a fost făcut de Ministrul Justiției, că am trimis aceste opinii Consiliului Superior al Magistraturii și Procurorului General, nu cred că sunt suficiente motive pentru a mi se cere revocarea din funcția pe care o dețin. Și pentru că astăzi s-a deschis discuția despre independența procurorilor, aș vrea să lămuresc ceea ce a apărut și în presă cu privire la declarațiile pe care le-am dat și pe care domnul ministru le reproșează în acest raport, și anume independența procurorilor. În forma actuală a legii 303, la articolul 3 aliniat 1, este prevăzut că
Procurorii numiți de președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți în condițiile legii. Vorbim de o garanție de independență prevăzută într-o lege. Dacă ne uităm în proiectul privind legile justiției, în proiectul care privește legea 303 pe 2004, vedem că acest articol este redefinit, iar această garanție de independență este exclusă. Deci ea nu se mai regăsește. Atunci când am dat aceste interviuri, la acest lucru m-am referit. Nu la modul în care este conceput articolul 3, ci la faptul că această garanție de independență a fost exclusă din lege și poate avea consecințe atunci când vorbim în general de lupta cu infracționalitatea și în special de lupta împotriva corupției. Dacă România a înregistrat rezultate în lupta împotriva corupției, a fost că și pentru această premisă extrem de importantă din punctul meu de vedere, și anume că procurorii au fost independenți în activitate. La punctul 15, mi se reproșează în mod nereal încercarea de a obține condamnări cu orice preț. Nu știu cum a stabilit domnul ministru, că este o dorință pe care o am, nu știu ce criterii a avut în vedere, este specificat că se pare este un război personal. Investigarea unor persoane care dețin funcții importante în stat nu este o dorință a procurorilor din DNA. Este o competență prevăzută de lege. Este competența legală a Direcției Naționale Anticorupție, care este prevăzută în articolul 13, alineatul 1, litera B, din Ordonanța de Urgență 43 pe 2002. În acest articol de lege este prevăzut că atunci când se comit anumite fapte de corupție, de competența Direcției Naționale Anticorupție, de către persoane care dețin funcții de demnități publice sau funcții de conducere și control, cum sunt miniștri, senatori, deputați, secretari de stat, președinți de consilii județene, primari, procurori, judecători și enumerarea poate continua, atunci Direcția Națională Anticorupție poate să și este obligată să efectueze aceste investigații, pentru că aceasta este competența pe care o avem. Am regăsit în raportul care mi-a fost trimis și întocmit de Ministrul Justiției că aceste susțineri se bazează pe afirmațiile preluate de la pagina 182 a raportului de control a Inspecției Judiciare, care face trimitere la o situație punctuală, și anume, în cadrul controlului s-a consemnat că un judecător de la Curtea de Apel București, atunci când a stat de vorbă cu echipa de inspectori, a menționat că un procuror de ședință, care la data controlului nu mai era în DNA, a exprimat opinia că o cerere de recuzare, de fapt, reprezintă o exercitare cu patima atribuțiilor de serviciu. Această afirmație nu este consemnată la fila 182 din raport, ci la fila 186, dar sunt convinsă că este o eroare, dar o puteți regăsi la fila 186. Deci unde este descrisă opinia unui judecător de la Curtea de Apel București? Această afirmație nu are în niciun fel legătură cu activitatea procurorului șef direcție. Faptul că un procuror de ședință, într-o anumită ședință, a invocat o cerere de recuzare. În schimb, m-aș duce la ultima propoziție din motivele de la punctul 15, în care Ministrul Justiției spune să nu neglijăm condamnările la care a expus statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Haideți să vedem câte condamnări sunt în dosarele Direcției Naționale Anticorupție la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din 2013, de când dețin funcția de procuror șef. Vă zic, domnule ministru, că am verificat niciuna. Nu există nicio condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în dosare instrumentate de Direcția Națională Anticorupție după anul 2013. Ca atare, nu mi se poate imputa și nu mi se poate reține acest motiv total eronat din punctul meu de vedere. Dar, dacă discutăm de condamnările pe care Direcția Națională Anticorupție sau Parchetul Național Anticorupție le are în dosare instrumentate în perioada 2001-2012, deci anterior preluării funcției de procuror șef, pot să vă spun că sunt 12 clauze penale. Și s-au reținut încălcarea trei articole. Primul, lipsa condițiilor de detenție, depășirea duratei nerezonabile a procedurii într-o cauză în care judecarea a durat din 2001 până în 2009, sau situații în care soluția din calea de atac s-a întemeiat doar pe probe administrate la instanța de fond, fără să fi fost administrate probe și în calea de atac.
și o încălcare și spețe în care s-au încălcat dreptul la viață privată. Suma totală la care statul a fost obligat de CEDO în aceste 12 dosare este de 42.000 de euro, din care în 8 cauze pentru condiții de detenție improprie de 30.000 de euro. Deci rămâne o diferență de 12.000 de euro, dar este important că niciuna din aceste decizii nu s-a reținut vreo încărcare a legii de către procurorii din DNA în perioada mai 2013 până în prezent. Ca atare, nu cred că domnul ministru al Justiției poate să-și întemeieze o propunere de revocare pe deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în dosarele instrumentate de DNA după anul 2013, pentru că nu există. Aș vrea să precizez că aceste date statistice le am prezentat ca urmare a unei solicitări pe care am făcut-o agentului guvernamental și care ne-a trimis cele 165 de hotărâri pronunțate în materie penală și de procedură penală. La punctul 16. Creșterea numărului de achitări, sporirea cheltuielilor și raportări eronate. Aici sunt o serie de afirmații nereale și nedovedite și am să explic la fiecare dintre ele. Haideți să începem cu numărul de achitări. În 2016 și 2017. În 2016 au fost 116 persoane care au fost achitate și am decis să fac o statistică separată pentru că 15 persoane au fost achitate în anul 2016 ca urmare a aplicării dezincriminării prin interpretarea deciziei Curții Constituționale privind abuzul în serviciu. Deci au fost 116 persoane achitate în 2016. Și aș vrea să arăt că în anul 2017 nu a crescut numărul achitărilor, ci dimpotrivă față de anul 2016 a scăzut. Avem doar 92 de inculpați care au fost achitați pe alte temeiuri decât decizia Curții Constituționale. Din cei 32 de inculpați care au fost achitați, din cei 92 de inculpați care au fost achitați, 32 de inculpați au fost trimiși în judecată anterior anului 2013. 13 inculpați în 2011, un inculpat în 2006, 5 inculpați în 2009, aveți aici statistica. Deci, practic, nu toate soluțiile în care s-au pronunțat achitări sunt imputabile procurorilor care s-au desfășurat activitatea în DNA după anul 2013. Oricum, cu privire la soluțiile de achitare, există un ordin intern al procurorului șef care a fost emis și în baza ordinului procurorului general al României, prin care verificăm toate soluțiile de achitare pentru a stabili care sunt motivele pentru care s-a ajuns la aceste soluții. Mai ales că este relevant să vă spun că din 122 de persoane care au fost achitate față de 59 au fost pronunțate inițial pedepse de condamnare până la 5 ani. Și atunci trebuie să vedem motivele care au stat la baza acestor soluții de achitare, în momentul în care judecătorii vor motiva, vom analiza motivele și vom vedea dacă a fost culpa unui procuror, a procurorului care a efectuat urmărirea penală, a procurorului care s-a prezentat în ședința de judecată. Cu privire la ponderea achitărilor, din nou, este o susținere nereală în raportul Ministrului Justiției. Pe ponderea achitărilor n-am calculat-o că într-un anumit fel, pentru că așa am vrut noi în DNA. Modul în care se calculează ponderea achitărilor este stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. Și revin din nou la hotărârea 1265 din 2015. Am invocat-o pe aceasta pentru că a fost dată pentru rapoartele de activitate întocmite pentru anul 2016, la care Ministrul Justiției a făcut trimitere în raportul pe care l-a prezentat. La capitolul 1.3.1 este prevăzut ponderea inculpaților achitați din totalul trimișilor în judecată. Așa a stabilit Consiliul Superior al Magistraturii, așa am calculat. Este important să spun că această hotărâre... Da, așa este hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă inculpații din 2017, numărul de inculpați din 2017 trimiși în judecată, ponderea achitărilor se face la persoane care au fost achitate în acel an. Este adevărat că nu toate persoanele trimise în judecată în 2017 sunt judecate în 2017. Dar a mi se reține raportări eronate, a se face o asemenea afirmație de o gravitate atât de mare, când auzi cuvântul raportări eronate, deja te gândești că cineva
a dat intenționat alte raportări. Nu, nu este nicio eroare în raportările pe care le-am făcut, ci am respectat în totalitate decizia Consiliului Superior al Magistraturii, care este obligatorie. Și mai este o chestiune pe care aș vrea să o arăt. În comparațiile care se fac, este extrem de dificil să compari dosare investigate de structuri de parchet care au competență diferită, care au investigații diferite. Indicatorii statistici sunt unitari pentru întreg sistemul judiciar, dar este foarte nepotrivit să compari anumite structuri de parchet cu număr de dosare diferite, cu număr de persoane care fac investigații diferite. Cu privire la alocările bugetare, în materialul scris nu am regăsit foarte multe informații, dar urmărind prezentarea pe care a făcut-o Ministrul Justiției, am verificat și acest aspect și sunt în măsură să vă răspund cu date statistice concrete. În primul rând, compararea bugetelor unor structuri de parchet diferite nu este oportună. Și am să spun de ce. Pentru că, spre deosebire de alte structuri de parchet, în componența Direcției Naționale Anticorupție avem și polițiști, avem și specialiști care sunt plătiți din fondurile Direcției Naționale Anticorupție. Există structuri de parchet la care nu sunt angajați polițiști și atunci nu, bugetele lor nu sunt grevate de plata salariilor pentru polițiști. Ca atare, este total nepotrivit să compar structuri care nu au componență, identică din perspectiva alocărilor bugetare, pentru că acestea sunt diferite. Peste 80% din bugetele structurilor de parchet vizează cheltuieli de personal, de aceea este extrem de important acest criteriu. Dar, dacă analizăm datele statistice pe care eu le-am expus la fila 34-35 pentru anul 2016 și 2017, deci, haideți să luăm, anul 2016, Direcția Națională Anticorupție a avut un buget de aproximativ 27 milioane de euro, 84% din buget a însemnat plata salariilor, cheltuieli de personal. Pentru bunuri și servicii, deci tot ceea ce înseamnă inclusiv investigații penale, s-a cheltuit o sumă de 2,7 milioane de euro. Ce au făcut procurorii în DNA în 2016? Haideți să vedem. Deci, au cheltuit 2.700.000 de euro, dar măsurile asiguratorii instituite de procurorii direcției în 2016 au fost de 667 milioane euro. Totodată, în deciziile definitive ale instanțelor de judecată, banii pe care DNA i-a adus efectiv la bugetul de stat este 226 de milioane de euro. Adică am lucrat în profit cu 200 de milioane de euro. Pentru anul 2017, suma cheltuită de procuror pentru investigații este 2.130.000 de euro. Măsurile asiguratorii au fost de 202,4 milioane de euro. De asemenea, prin decizii definitive, banii care trebuie să intre în bugetul statului este de peste 150 de milioane de euro. Și ca să fac o concluzie, în ultimii 4 ani, procurorii DNA au indisponibilizat bunuri de peste 2 miliarde de euro, în condițiile în care anual bugetul cheltuit pentru investigații a fost în jur de 2 milioane de euro. Ca măsură managerială, pentru că mi se reproșează faptul că nu alocările bugetare comparativ cu alte structuri de parchet, la DNA s-ar fi cheltuit mai mult. Nu. Tocmai pentru a obține aceste rezultate ca manager al instituției am înființat un compartiment de investigații financiare, al cărui rol a fost tocmai acesta de a identifica bunurile care pot fi sechestrate și de a aplica cât mai mult instituția confiscării extinse care a fost introdusă în legislație după anul 2012. Ca să vă dau câteva exemple din investigațiile procurorilor DNA, pentru că se vorbește mult de sechestrele care sunt instituite și nu pot fi executate, deși până în prezent nu am primit nicio adresă scrisă că acest lucru se întâmplă în dosarele Direcției Naționale Anticorupție. Aș vrea să dau două exemple care cred că sunt extrem de relevante. S-au instituit, deci practic s-au recuperat în natură 43.000 de hectare de pădure, care sunt estimate la suma de 300 milioane de euro. Aici nu vorbim de chestiuni care nu pot fi executate. Pădurea este, există și oricând statul își poate recupera acești bani. Și de asemenea avem și un imobil, este o fermă, intitulată fermă, este un teren destul de mare, care a fost estimat la 80 de milioane de euro. Iată totuși niște cifre care depășesc cu mult bugetul care este alocat Direcției Naționale Anticorupție, nu doar pentru investigație. Ca atare,
aceste motive invocate cu privire la alocările bugetare nu sunt reale și sper că prin documentele pe care le-am depus dovedesc acest lucru. La punctul 17. Lipsa de implicare a procurorului șef în identificarea și eliminarea comportamentelor abuzive ale procurorilor. În cursul anului trecut am solicitat revocarea doi procurori din DNA. Un procuror a plecat din DNA și a dat demisia și s-a demarat imediat o anchetă de către Inspecția Judiciară. Deci atunci când au existat situații în care procurorii nu și-au respectat obligațiile prevăzute de codul deontologic, am intervenit imediat. Atunci când au fost procurori care au, pe față de care au existat suspiciuni că au comis fapte penale, am înregistrat dosar penal sau am declinat la celelalte structuri de parchet în funcție de competență. Dar acest punct este prezentat ca și când toți procurorii din DNA fac acest lucru. Sunt cazuri singulare. Sunt cazuri singulare. Anul trecut vorbim de un număr de doi procurori revocați, unul care a fost sancționat din disciplină, în peste 150 de procurori care sunt în DNA. Este important să spun competențele pe care le are procurorul șef al DNA cu privire la astfel de situații. Orice înseamnă o suspiciune de abatere disciplinară este competența exclusivă a Inspecției Judiciare. În cazul la care domnul ministru a făcut referire și l-a identificat drept exemplu, Inspecția Judiciară a anunțat imediat că a demarat o inspecție, a demarat un control. Eu, ca procuror șef, nu pot să dublez controlele Inspecției Judiciare, să fac eu un control pe aspecte care pot constitui abateri disciplinare pentru că ar fi nelegal. În schimb, au fost dispuse măsuri cu caracter managerial. Ele sunt descrise în raportul de management pe care vi l-am trimis și au fost comunicate în scris procurorului general și au fost comunicate în scris președintelui Consiliului Superior al Magistraturii și vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii, ordine interne care au vizat anumite verificări, anumite controle cu privire la situațiile apărute, au fost demarate verificări cu privire la modul în care s-au aplicat anumite dispoziții legale, s-au creat proceduri noi, deci s-au luat măsuri și a existat o implicare ori de câte ori au existat situații de încălcare sau de nerespectare a normelor în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. În ceea ce privește un alt caz care a fost prezentat public, cred că trebuie să așteptăm finalizarea controlului de către Inspecția Judiciară. În conferința de presă pe care am susținut-o în data de 14 februarie, cred că am explicat aceste situații și ieșind public și explicând aceste lucruri, implicit mi-am asumat. La punctul 18. La punctul 18 se reține lipsa de măsuri în cazuri grave constatate de instanțele de judecată, dar este doar o singură exemplificare, este un singur exemplu, deci nu știu la ce alte situații face trimitere domnul ministru. Dar este o acuzație gravă care este nedovedită, și anume falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice. Nu se falsifică probe în DNA. Și nu există dovezi că s-au falsificat probe în Direcția Națională Anticorupție. Cel puțin, din prisma celor care sunt enumerate astăzi, se face trimitere la o încheiere în alte curs de casație și justiție. Aș vrea să spun că s-a reținut în acest raport că s-au falsificat anumite convorbiri telefonice, ceea ce nu este real. S-au identificat anumite erori materiale în redarea unor cuvinte sau unor pasaje, erori materiale care au fost îndreptate de procurorul care a întocmit procesele verbale conform legii. Modul de redactare și transcrierea convorbirilor care se realizează în urmă unor măsuri de supraveghere tehnică sunt responsabilitatea exclusivă a procurorului de caz. Nu procurorul șef al DNA ascultă interceptările, nu procurorul șef al DNA face transcrierile. În momentul în care în aceste procese verbale se constată de către persoanele ale căror convorbiri au fost interceptate că sunt anumite erori, acesta poate să aducă la cunoștința procurorului, se ascultă din nou interceptările și se fac corecturile atunci când este cazul. De aceea și codul de procedură penală prevede remedii pentru astfel de situații. Un exemplu concret care a fost indicat de Ministrul Justiției, acele erori au apărut în cadrul unor discuții care au fost făcute în spațiu public, iar în interiorul unui restaurant au fost 6 persoane sau 4 persoane la masă. Unele discuții s-au purtat
în acest spațiu în care ele nu au putut să fie redate cu acuratețe maximă, persoana care și-a ascultat aceste convorbiri, după 5 luni de zile, a venit și a spus că anumite cuvinte sunt eronate, ele au fost îndreptate și au fost depuse procese verbale de îndreptare a erorii materiale. Dar în dosarul la care se face referire, aș vrea să spun că niciun proces verbal de redare nu a fost înlăturat de la dosarul cauzei principale de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu există nici o încheiere în care să se precizeze că procurorii au falsificat aceste probe, au falsificat înregistrări. Păi una este redarea și una este transcrierea. Și nu există absolut nicio probă că procurorii ar fi falsificat aceste transcrieri. În ceea ce privește punctul 19, tergiversarea soluționării cauzelor cu consecința prescrierii răspunderii, este scris doar atât, cazul Microsoft. Aș vrea să încep prin a spune că toate dosarele care sunt mai vechi de un an de la înregistrare sunt supuse unui dublu control. În primul rând, controlul intern, în baza ordinului procurorului general, în care se verifică ritmicitatea în care se lucrează într-un dosar penal, adică dacă procurorul, în termen de 30 de zile, lucrează într-un dosar. Dacă în termen de 30 de zile nu lucrează într-un dosar, acel dosar poate fi luat și dat altui procuror sau se poate face chiar și o sesizare la inspecția judiciară. În situații în care am constatat că procurorii n-au lucrat în dosare, am apelat la dispozițiile legale și atunci când a fost cazul, am sesizat și inspecția judiciară. Nu procurorul șef al DNA este cel care trebuie să calculeze termenele de prescripție. Nu este treaba procurorilor cu funcții de conducere să calculeze acest termen de prescripție. Acest termen de prescripție se calculează de către procurorul de caz. Cu o singură excepție, atunci când se întocmește un rechizitor care este supus preverificare din punct de vedere a legalității procurorului șef, atunci este momentul în care procurorul șef poate verifica dacă într-o speță s-a prescris sau nu fapta. Pe de altă parte, inclusiv cu privire la acest caz Microsoft, au fost efectuate mai multe controle în ultimii ani. Controlele au fost regulate inclusiv din partea inspecției judiciare. În niciunul din acest control nu s-a stabilit că dosarul a stat în nelucrare sau că ar fi elemente care să fie imputabile procurorului de caz, cu atât mai puțin conducerii Direcției Naționale Anticorupție. Noastră ați ridicat problema că ar fi fost prejudicii de sute de milioane de euro care nu sunt recuperate. Din nou vă contrazic cu probe. În acest dosar au fost emise 4 rechizitorii în care au fost trimise în judecată mai multe persoane, printre care 2 miniștri. O parte din ei deja au fost condamnați definitiv. Măsurile asiguratorii care au fost dispuse sunt de 62,5 milioane euro și de peste 22 de milioane de dolari. În condițiile în care prejudiciul estimat era de 68 de milioane de euro. Ca tare nu rămân sute de milioane de euro nerecuperați, așa cum s-a susținut. Mai este un aspect important. Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată în acest caz la 9 ani după încheierea contractului respectiv. Astfel, în anul 2014, când s-a cerut avize pentru începerea urmăririi penale față de anumiți miniștri, procurorul de caz a calculat termenul de prescripție de la data efectuării plăților în 2009. Ulterior, practica judiciară în alte curți de casație și justiție s-a cristalizat. Să nu uităm că în anul 2014 a intrat în vigoare un nou cod penal care a prevăzut noi termene și noi moduri de calcul a termenelor de prescripție. În cursul anului 2016-2017, în dosarele în care s-au emis cele 4 rechizitorii, au fost dispuse de către procurorul de caz mai multe măsuri preventive. Cu ocazia controlului făcut de Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a decis de către judecătorii Instanței Supreme că termenul, modul de calcul al termenului de prescripție, nu are în vedere data încheierii contractului, nu are în vedere data efectuării plăților, ci are în vedere data încheierii contractului. Practic, la data încheierii contractului se presupune că s-a întocmit acel act abuziv și că atare nu are nicio relevanță data efectuării plăților. Acesta este motivul pentru care procurorul a ajuns la concluzia că faptele s-au prescris și că atare a dat soluția legală. Însă, repet, această sesizare în acest dosar a venit la 9 ani după comiterea faptelor, s-a lucrat vinic în dosar, au fost emise 4 rechizitori, prejudiciul estimat ca fiind produs
este recuperat prin măsurile asiguratorii care au fost dispuse, iar pentru o parte din prejudiciu, deja în Alta Curte de Casație și Justiție, printr-o decizie definitivă, a dispus confiscarea unor sume de bani. Sunt foarte dese situațiile, pentru că vorbim de prescripții, în care noi primim plângeri după 10 ani de zile, după 9 ani de zile sau după 8 ani de zile de la comiterea faptelor. În urma unei verificări dispuse de Procurorul General al României, anul trecut au fost 34 de situații în care dosarele au fost înregistrate la DNA după împlinirea termenului de prescripție. Și atunci, dacă procurorul dă o soluție pe motivul că faptele s-au prescris, pe nu este culpa procurorului din DNA, pentru că la momentul sesizării faptele erau deja prescrise. Spre exemplu, în anul 2017, noi am fost sesizați cu fapte de abuz în serviciu comise în urmă cu 10 ani sau în urmă cu 9 ani de la comiterea faptei. Avem 14 sesizări privind fapte comise în urmă cu 9 ani. Avem 12 sesizări pentru fapte comise acum 8 ani. Este culpa procurorului că aceste fapte se pot prescrie până finalizează ancheta și cu atât mai puțin a procurorului șef. Ca atare și din punctul meu de vedere, nici în cazul motivului revocat la punctul 19 nu sunt motive pentru revocarea din funcție. Ultimul punct privește lipsa de reacție în verificarea activității profesionale și conduitei unor procurori. Mă rog, se invocă evenimentele recente, eu mențin susținerile pe care le-am făcut anterior. Am arătat procurorului general, președintelui Consiliului Superior al Magistraturii și vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii, am trimis informări scrise în care am arătat măsurile interne dispuse, am arătat regulile și procedurile care au fost elaborate și am precizat și precizez și acum că așteptăm verificarea inspecției judiciare. Față de toate argumentele pe care le-am prezentat și care sunt consemnate și înscris, apreciez că propunerea este neîntemeiată și nedovedită. Da, mulțumim, doamna procuror. Și dacă sunt, bănuiesc, domnule ministru, chestiuni de clarificare. Doamna procuror șef, sigur, eu n-am să pot să repet funcția dumneavoastră. De câte ori ați repetat dumneavoastră funcția de ministru al justiției și sigur vă mulțumesc. Cum discursul dumneavoastră poate fi seducător, convingător, dacă îl faceți în fața celor care nu se pricep deloc. Eu n-am să dau acum replică la replică pentru că nu-i timp și nu-i cazul. Categoric nu mă convingeți. Și vă dau doar câteva exemple. Ați vorbit de mărețele realizări în problema măsurilor asigurătorii și indisponibilizărilor. Dar nu ne-ați spus că de multe ori pe hârtie se ia măsura asigurătorie, iar la capătul procesului, până valorifici bunul ăla indisponibilizat, îl mai găsești sau nu, îl mai vin sau nu la prețul indisponibilizat. Dumneavoastră știți dificultățile procedurii de la ANABI, de la ANAF și n-am să insist. Sigur că e greu de explicat cuiva statistica raportului dintre trimiși în judecată și achitați, stând în spatele unei hotărâri a CSM-ului, adică spuneți cât s-au trimis în judecată în 2017, câți au fost achitați în 2017, faceți raportul și spuneți asta i-a scăpat. Știu, am înțeles, așa spune hotărârea CSM-ului. Dar ei a trimis în judecată în 2017 sau 2016, n-ajung să fie condamnați sau achitați tot în 2016-2017, sigur, așa spune hotărârea CSM-ului, dar rezultatul este artificial. Pentru că baza trimisă în judecată n-are nicio legătură cu acel coeficient, numărul de achitați. Acum, eu am început
spunând că dezbaterea de azi și raportul să fie un moment al adevărului și cred că va fi. Cred, sper cu convingere, că adevărul va ieși la suprafață, că societatea are nevoie să cunoască adevărul ca să știe ce măsuri să ia. Mi-e greu și vă asigur că într-un an de zile Curtea Constituțională n-a pronunțat 50 de conflicte juridice de natură constituțională. Am precizat 50 de soluții de admitere a unor excepții de neconstituționalitate, așa, în care se includ și două conflicte și este și scris. Deci sunt 50 de decizii de admitere. Bun. Cu privire la, la decizia 68, spuneați că n-aveați de unde să anticipați ce va spune Curtea Constituțională. Perfect adevărat. Dar nu puteți să spuneți că nu știați că un procuror nu poate să ancheteze oportunitatea, circumstanțele, împrejurările emiterii unei ordonanțe de urgență, după cum nu puteți să spuneți că nu știați că procurorul nu se poate substitui instanței de contencios administrativ să verifice legalitatea unui act administrativ sau constituționalitatea, dacă e ordonanță. Cu privire la neprezentarea la comisie, să nu vă supărați, dați denaturat un pic pentru a spus că ați răspuns. Da, dar Curtea Constituțională spune în decizie că n-ați răspuns complet la toate întrebările. Așa scrie acolo. O aveți citată, dacă vreți o recitiți. Și atunci Curtea spune că n-ați răspuns complet la toate întrebările de natură să se lămurească problema pe care Comisia o avea de deslegat. N-ați anticipat nici dosarul acela cu cazul Belină. Păi cum să nu-l anticipați la 16 încă admitem? N-ați știut dumneavoastră că puteți, că nu puteți ancheta oportunitate, circunstanțe, împrejurări sau constituționalitate. Dar prin decizia 68 tocmai vi s-a spus. Când a venit cazul Belina, sigur, dispozitivul a fost de respingere. Dar toate considerentele sunt în același sens. Când procurorul nu poate ancheta împrejurări, circunstanțele, legalitatea unui act administrativ. Ați făcut comparație între decizia CSM-ului și decizia Curții Constituționale. Repet, comparația e bună pentru cine nu știe. Pentru că decizia CSM-ului te duci și o ataci în contencios, decizia Curții Constituționale nu ataci definitiv. Pentru că decizia CSM-ului se poate referi la oameni și nu la legi, decizia Curții Constituționale se referă la legi, la ordonanțe sau legi, mă rog, în vigoare cu toate cele pe care le știm. Sigur a spus că doar 92 au fost achitați, din care unii trimiși în judecată mai demult, unii trimiși în judecată mai târziu, că nu sunt toți imputabili, așa e. Dar 92 de oameni sau aia care rămân în sarcina dumneavoastră reprezintă totuși foarte, foarte mult. Dacă nu ne întoarcem la principiul ăla, că mai bine un vinovat necondamnat decât un nevinovat condamnat, sigur dumneavoastră spuneți că este puțin. Repet, nu insist, mi-am notat mai multe. Pe mine nu m-a convins nimic din contraargumentele dumneavoastră, mai ales vă dați seama, oricine poate să realizeze, nu e posibil ca să fim absolut diametral opuși, tot ce spune unul e bun, tot ce spuneți dumneavoastră e bun, sau din punctul meu de vedere, tot ce spuneți dumneavoastră nu e bun, tot ce spun eu este bun. Sigur, nu ce am spus eu, ce a spus dumneavoastră. Sigur, nu va judeca doar secția de procurori. Sigur, vor judeca românii, societatea în general, și convingerea mea este că adevărul iese la suprafață. Trebuie să fim de acord cu faptul că adevărul
trebuie știut, trebuie asumat și dacă are conotații negative, trebuie îndreptat. Dumneavoastră spuneți că totul e perfect. Sigur, eu nu vreau să vă contrazic aici. V-am contrazis în scris, v-am contrazis pe cele notate în raport. Spuneați că aveți deschiderea la dialog, ceea ce e foarte bine. Mâine aveți bilanțul, mâine e 28 februarie și până mâine trebuia să-mi trimiteți raportul și eu nu l-am primit. Aveți o explicație? Sigur că aveți. Dar eu mi-ați trimis și o invitație și vă mulțumesc, dar sigur nu voi veni. Pentru că eu vin acolo să mă uit la dumneavoastră, ca ministru al justiției, fără să vă îndepliniți obligația din lege să-mi dați raportul. Sigur, eu sunt convins că dezbaterile de-abia încep și nu se termină aici. Sunt convins cu argumente, cu contraargumente, indiferent de ce va decide CSM-ul, indiferent de ce va decide președintele, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională dacă va fi sesizată cu un conflict, sunt convins că dezbaterea va continua și trebuie să continue ca să vedem radiografia exactă a activității manageriale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Dacă pot sunt întrebări... În primul rând, eu nu sunt aici să vă convinc pe dumneavoastră, domnule ministru. Dumneavoastră, dacă vroiați să fiți convins, ați fi avut o discuție prealabilă și ați fi solicitat explicații pe care instituțională. Deci eu nu sunt aici să vă convinc pe dumneavoastră. Sunt aici să ofer explicații și probe prin care să arăt că ceea ce dumneavoastră ați susținut în propunere nu este întemeiat și nu este real. Dacă vorbim de adevărul, dumneavoastră ați venit cu supoziții, ați venit cu susțineri, eu am venit cu probe și cu documente. În ceea ce privește măsurile asiguratorii, a spus că sunt probleme de executare la NABI, sigur, în cadrul discuțiilor profesionale am luat și noi la cunoștință. Eu nu am primit niciun fel de scrisoare din partea NABI în care să mi se spună că într-un dosar al DNA s-a constatat că procurorul n-a instituit bine un sechestru. Ca atare, consider că tot ceea ce a instituit DNA a fost instituit corect. Faptul că sunt probleme în ceea ce privește executarea nu este o chestiune care să poată fi imputată Direcției Naționale Anticorupției. Spre exemplu, se sechestrează o mașină în 2013 și ea este vândută în 2018. Știm cu toții că pot să apară diferențe de preț, dar acest lucru nu este imputabil procurorilor din DNA. În ceea ce privește modul de calcul al achitărilor, noi avem niște statistici în format electronic, statistici pe hârtie foarte bune. Orice tip de analiză doriți, noi o putem furniza. Furnizăm public această analiză cu calculul ponderii achitațiilor pe indicatorul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că acest lucru a dispus Consiliul Superior al Magistraturii. În rest, când suntem întrebați câte dosare din 2016 au fost soluționate în 2017 sau agende întrebări, suntem în măsură să răspundem dacă suntem întrebați. Nu spun că numărul de 92 de persoane este un număr mare sau nu spun că este un număr mic. Spun doar că într-o justiție sănătoasă trebuie să existe și astfel de soluții de achitare. Doar în țările în care există dictatură, procentul de condamnare este de 100%. Dar categoric spun că media achitărilor la DNA este sub nivelul mediei europene. Din nou, trebuie, dacă vorbim de adevăruri, să spunem un adevăr. Procurorii nu au investigat oportunitatea adoptării ordonanței cu numărul 13, ce a investigat fapte de corupție în legătură cu elaborarea unui proiect. Deci, în niciun caz, procurorii nu au anchetat oportunitatea adoptării unui act normativ. Acest lucru este valabil și în cel de-al doilea caz, Belina. În ceea ce privește susținerea deciziei Curții Constituționale, că am răspuns complet sau nu am răspuns complet, eu nu pot să contrazic, nu știu ce au avut în vedere când au luat această dispoziție, pot doar să vă răspund că absolut toată corespondența cu Comisia a fost scrisă și se poate verifica oricând ce am răspuns și când am răspuns. Iar în ceea ce privește raportul de bilanț, pot să vă spun că am colectat datele statistice. Legea prevede că aceste date se prezintă public până în ultima zi a lunii februarie. Acesta este motivul pentru care bilanțul a fost stabilit
pentru ziua de mâine. Într-adevăr, am trimis invitații din timp, pentru că sunt foarte multe date de colectat. Noi am finalizat acest lucru săptămâna trecută, raportul a fost finalizat în cursul zilei de ieri și în cursul zilei de astăzi am semnat adresele prin care a fost înaintat raportul către invitații la bilanț. Potrivit legii, acest raport se trimite în formă scrisă procurorului general, care urmează să vă trimită dumneavoastră acest raport. Potrivit legii, nu știu care, o spune dumneavoastră, raportul se trimite la invitați. Eu m-am referit la potrivit legii, care spune că trebuie să ajungă la Ministrul Justiției. Da, eu m-am referit la dispoziția din legea privind organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție, care prevede că se prezintă raportul de activitate public până în ultima zi a lunii februarie. Raportul de activitate în forma scrisă se înaintează Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care urmează să vi-l transmită dumneavoastră și acest lucru s-a întâmplat. Tocmai știu. Dar tocmai ați spus că se trimite la invitații. Nu, am spus că am trimis persoane... Haideți să dăm bani, să vedeți. Da, e irelevant. Păi nu, stau să nu lăsăm de la murită nicio situație. Persoanele care sunt invitate să ia cuvântul, categoric primesc un raport de activitate pentru a putea să-și noteze lucruri. Eu cum îs invitat dacă n-am raport? A fost trimis către dumneavoastră în cursul zilei de astăzi. Și îl citesc la noapte. Bine. Da, cred că... Da, eu... Sper că varianta comprimată putem să citim cu toții și noi suntem invitați la ședința de bilanț. Sprijinul CSN-ului s-a mai sintetizat, lăsată mai simplă ca în alți ani. Da. Dacă mai sunt întrebări pentru doamna Vrăbărășeu? Vreau să întreb dacă la nivelul direcției se face o monitorizare a dosarelor în care intervine prescripția și dacă se analizează cauzele pentru care prescripția a intervenit. Da, există un ordin intern prin care se verifică toate dosarele care sunt a un an de la înregistrare. Există și un ordin al Procurorului General cu privire la verificarea și monitorizarea acestor cauze, cu o rubrică distinctă în ceea ce privește soluțiile în care s-a dispus prescrierea faptelor. La toate aceste ordini am răspuns de fiecare dată și verificăm aceste situații. Avem două situații în care sunt imputabile procurorului și am sesizat inspecția judiciară, așteptăm să primim un răspuns. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt...